Paștele este sărbătorit de creștini pentru a comemora învierea lui Iisus Hristos, în timp ce în alte culturi se sărbătorește venirea primăverii. În majoritatea țărilor, obiceiurile sunt cam aceleași. Se merge la biserică, au loc întruniri de familie, se fac mese speciale, se mănâncă, se bea, se petrece pentru a sărbători această vreme specială, oamenii fac schimb de ouă de Paști, copiii primesc iepurași și ouă de ciocolată, dar unele țări au și câteva obiceiuri ciudate cu privire la Paște. Și astăzi vom vorbi de 10 dintre ele. Pe insulele Bermude, cu ocazia zilei de Vinerea Mare, oamenii construiesc zmee acasă, mănâncă torturi din pește și fac pâini și covrigi în formă de cruci, după care și-au zmeele făcute din hârtie colorată, lemn, metal și sfoară, ca să le înalțe în aer, ele simbolizând ascensiunea lui Iisus la ceruri. Nemții au reușit să transforme o zi de sărbătoare în zi de muncă sau să mascheze munca într-o zi de sărbătoare. Ei așteaptă până duminica Paștelui pentru a scăpa de vechii brazi de Crăciun. Ei adună brazii de Crăciun, fac un teanc mare și îl aprind în duminica Paștelui, simbolizând sfârșitul iernii și proaspătul început al primăverii. Dincolo de acest fapt, este o seară plină de petrecere în care adulții beau, mănâncă uitându-se la focul care arde și alungă iarna lungă și rece. În Suedia și Finlanda, îmbrăcămintea este foarte importantă. Copiii îmbrăcându-se în vrăjitoare de Paște. Ați auzit bine? Copiii se îmbracă în vrăjitoare. Aleargă pe străzi și merg din casă în casă, oferind picturi și tablouri făcute de ei în schimbul dulciurilor. De pe masa lor nu lipsesc totuși ouăle, însă meniul este bazat mai mult pe pește. În mod normal, Paștele este recunoscut prin mulțimea de culori în care sunt vopsite ouăle. Grecia face excepții de la această regulă, ea vopsindu-și ouăle doar în culoarea roșie și le folosesc apoi pentru a face pâinea de Paște. Ouăle roșii simbolizează sângele scurs al lui Iisus Hristos, iar acest șir lung de mâncare la proțap cred că simbolizează dorința lor după bunăstare nelimitată și o vizită rapidă la medic după sărbători. Grecii mai au altă tradiție de Paște, în mod special în Corfu, unde aruncă vase de ceramică de pe fereastră ca simbol al noului început și a primăverii. În Ungaria se obișnuiește ca duminică și luni băieții să se scoale dis de dimineață și să viziteze toate fetele pe care le cunosc pentru a le stropi cu parfum. Este o competiție între fete, iar fata care este cel mai des stropită de cei mai mulți băieți câștigă. Până seara adesea se miroase a zeci de parfumuri și băieții care dau cu parfum adesea sunt în stare de ebrietate. Dar nimeni nu cred că îi crede că de la parfumuri sunt ei amețiți. O altă parte frumoasă a acestei tradiții este de a schimba parfumul cu găleți și găleți de apă. Așa că după ce te-ai săturat să le parfumezi pe fete, le uzi learcă, dar nu le plângeți de milă pentru că doar fetele îmbrăcate tradițional beneficiază de tratamentul cu apă, așa că într-un fel și-au cerut-o singure. În Mexic se construiește o păpușă care îl simbolizează pe Iuda Iscarioteanul, trădătorul lui Iisus, căreia îi se dă foc în sâmbăta sau vinerea dinaintea Paștelui. Acest obicei are loc într-o piață publică și este adesea însoțit de foc de artificii pentru a mări efectul ceremoniei. Obiceiul mai poate să fie observat în Grecia, Venezuela, Portugalia și Spania. În timp ce în majoritatea lumii iepurașul aduce ouăle, Australia face excepția. La ei, acest animal marsupial le aduce ouăle. El se numește Bilby și au făcut schimbarea de la iepure la Bilby pentru a atrage atenția asupra faptului că acest animal este pe cale de dispariție și din cauza că australienii cam urăsc iepurașul, acesta fiind un rozător și producând daune destul de mari. În timp ce îmi place ciocolata la fel de mult ca oricui, cred că aș refuza ocazia de a mânca un Bilby de ciocolată pentru că uite de la chestia asta, arată ca un șobolan cu picioare lungi. Nu-l văd ajungând prea repede pe masa de Paște a unui român. În Slovacia și Republica Cehă, femeile se pot aștepta să fie bătute de Paști. Bărbații construiesc biciuri din crengi de salcie, pe care le folosesc ca să le biciuiască pe femei pe stradă. Ei chiar decorează biciurile și se presupune că nu este un proces dureros, ba chiar fetele care sunt mai mult biciuite anul acela își cresc șansele de a se mărita până la sfârșitul anului. De asemenea, biciuirea crește frumusețea și sănătatea fetelor, dar cu siguranță ia din inteligență. Nu că era prea multă din capul locului, dar ia și mai mult din ea. În Columbia nu se mănâncă ciocolată de sărbători pentru că ei sunt sătui din restul anului și dacă ar fi să vizitezi această parte a Americii de Sud în timpul Paștelui, ai fi invitat la o masă de iguane, țestoase și rozătoare. Așa că evitați Columbia pentru că mielul nostru e mai bun. În Polonia, bărbatul casei nu are voie să participe la pregătirea pâinii de Paște, crezând că aduce ghinion și masa nu se va face bine, și similar slovacilor și cehilor, băieții lunea dimineața ies din case și le biciuiesc pe fete, dar nu doar asta, ci le udă cu apă. Însă, marțea, fetele le fac același lucru lor. De asemenea, cine este mai bătut și mai udat, se presupune că se va căsători până la sfârșitul anului, asta dacă nu se va îmbolnăvi și va muri până atunci.
Asta este tot pentru azi. Vă doresc să aveți sărbători foarte frumoase, plăcute împreună cu prietenii, familia, să nu le cheltuiți beți pe undeva printr-un club, ci împreună cu familia comemorând acest eveniment sau dacă aveți ocazia într-o altă țară interesantă cu obiceiuri exotice. Vă invit să-mi spuneți cum intenționați să petreceți de sărbători și să lăsați share, like și să dați abonare pentru că nu vreți să ratați următorul episod, care va fi probabil tot cu temă de Paște.